Deși laptele este considerat unul dintre cele mai sănătoase produse alimentare, unii bebeluși se nasc cu intoleranță congenitală la lactoză, ceea ce înseamnă că organismul micuțului nu poate digera componentele laptelui. Potrivit medicilor, în ultima perioadă tot mai mulți copii se nasc cu această afecțiune. Acum 2 ani, Elena Pasat din Chișinău a adus pe lume un băiețel. Când micuțul avea 1 an și 4 luni, a aflat că acesta este intolerant la lactoză. Respectiv am dat și pe lângă panelul de alergeni, am dat și testele la intoleranțe, care a ieșit pozitiv la gluten, la proteina de lapte și la multe alte produse, cum ar fi orez, boboase, ovăz, măr, morcov. E o listă destul de lungă. Totuși, Dragoș s-a obișnuit cu alimentația fără lactoză. Da, este mai dificil atunci când mergem afară undeva, la plimbare sau în ospeție. În casă am adoptat regula, nu sunt produsele astea, nu le vede, nu le cere. Respectiv ne-a schimbat și noi modul de viață, mâncăm mai sănătos și tot ce preparăm pentru el mâncăm și noi și invers, ce preparăm pentru noi mănâncă și el. Dar acest caz este mai degrabă o excepție decât o regulă. De obicei, deficitul primar de lactoză se manifestă în prima lună de la naștere până cel târziu la 1 an. Clasicim заболеванием это назвать нельзя, это временная проблема, чаще всего, скажем так, это временная проблема, это проблема всегда присутствовала. Может быть, ей не уделялось столько внимания, как сейчас. Мы были менее, ну, не мы, а родители были менее информированы. Но по сути это просто недостаточность фермента, который все мы знаем называется лактаза, не надо путать с лактозой, да? Лактоза – это сахар молочный, который присутствует в грудном молоке. În Moldova nu există o statistică a copiilor care se nasc cu intoleranță la lactoză. Acestora li se prescrie o dietă specială fără lactate după consultarea medicilor. Какой критерий основной для перевода ребенка на смесь искусственную? Это отсутствие прибавки к массе. То есть большая часть детей, имеющих лактазу недостаточность, и даже имеющих симптомы, диарею, там, по 5-6 раз в сутки, могут развиваться вполне нормально. Potrivit medicilor, persoanele cu intoleranță la lactoză pot duce o viață normală. În cazuri foarte rare, afecțiunea persistă până la maturitate.